Una din preocupările fiecărui om în această viață ar trebui să fie pregătirea pentru veșnicie. Pregătirea pentru veșnicie. Iar în ce privește pregătirea omului pentru plecarea în veșnicie, fiecare om ar trebui să-și pună următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu el după moarte? Fiindcă suntem în trecere pe acest pământ și fiindcă ne îndreptăm spre veșnicie, fiecare dintre noi vreau să ne punem astăzi această întrebare. Ce se întâmplă cu noi când murim? Întrebarea aceasta este și titlul predicii de astăzi. Ce se întâmplă cu noi când murim? Nu suntem la o slujbă de înmormântare, n-aș vrea să fiu nostalgic. Am pe inimă doar să prezint adevărul Sfintelor Scripturi. Și rog pe Bunul Dumnezeu să-mi dea pricepere, înțelepciune și să putem înțelege cu toții mesajul cuvântului lui Dumnezeu de astăzi. Este oare important să ne punem întrebarea aceasta? Ce se întâmplă cu noi când murim? Și cum ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, având un trup temporar? Sau vom fi un spirit fără trup până la înviere? Ce ziceți? Sunt importante întrebările acestea? Vreau să observăm două lucruri de la bun început. Pe de o parte, Scriptura Cuvântului Dumnezeu este foarte clară și anume, un credincios când moare va merge în cer în prezența Domnului. Ascultați ce spunea Sfântul Pavel în versetul 8. Ne place mai mult să părăsim trupul acesta. Și auziți motivul. Ca să fim unde? Acasă la Domnul. Tot Sfântul Pavel spunea, scriindu-le celor din Filipi, în Filipeni 1:23, așa, aș dori să mă mut, să se facă acest transfer dintre viața aceasta și viața viitoare și să fiu unde? Împreună cu Hristos. Lucrul acesta este foarte clar, un credincios, un om al lui Dumnezeu când moare, se mută unde? Acasă la, va merge în prezența Domnului, acasă la Domnul. Însă întrebarea se pune, vom primi imediat după această viață un trup temporar până la înviere sau vom fi spirite lipsite de trup? Un lucru este foarte sigur. Pavel nu vorbește aici în textul nostru de astăzi despre trupul înviat pe care credinciosul va primi când? La revenirea lui Hristos. Deoarece noi știm că acel trup nu se află în cer, el urmează să fie creat odată cu revenirea Domnului. Credinciosul nu-și primește trupul înviat până la învierea din morți, la revenirea lui Hristos. Și atunci, dacă Sfântul Pavel vorbește despre primirea unui trup la trecerea din această viață, atunci el vorbește despre primirea unui trup de care? Temporar, dar stați, nu vă grăbiți. Un trup în care spiritul său va locui până la înviere. Totuși, țin să menționez foarte clar, Scriptura nu este clară cu privire la starea noastră dintre moarte și înviere. Nicăieri nu se vorbește explicit în Sfânta Biblie despre existența unui trup temporar după ce omul pleacă din această viață, pe care credinciosul să-l primească după moartea sa până la învierea din morți.
Există însă două posibilități și ar vrea să le surprind aici și să vi le amintesc. Prima posibilitate, Dumnezeu poate, fiindcă este Dumnezeu și suveran, să ne facă să existăm după această viață, perioada aceea de timp care nu știu cum să o numesc, până la înviere, dar poate să ne facă să existăm ca și spirit, fără trup. Știu că e greu pentru noi ca și oameni să ne imaginăm așa ceva, să existe spiritul, adică duhul omului, fără de trup. Dar la fel de posibil e a doua posibilitate, aceea ca după această viață, până la înviere, Dumnezeu să ne dea fiecăruia un trup temporar. Dumnezeu ar putea să facă ca acele trupuri temporare după viață să parte din trupurile veșnice ale credincioșilor săi. Nu spun asta, frați și surori, pentru a sugera astăzi faptul că vom primi neapărat trupuri temporare atunci când noi murim. Dar există posibilitatea aceasta, spunând o dată foarte clar, Scriptura nu se prezintă foarte explicit în direcția aceasta. Ideea este pur și simplu următoarea. Dumnezeu ar putea să aleagă să dea credincioșilor Lui chiar și trupuri temporare după această viață. El poate să o facă, fiindcă este Dumnezeu. Iar dacă El alege, pur și simplu, când plecăm din această viață, până la înviere, să existăm doar ca spirit, fără trup, El e suveran și poate să facă ce vrea, spune cuvântul lui Dumnezeu, atât în cer, cât și jos pe pământ. Când tratăm acest subiect atât de important, trebuie să nu uităm următorul lucru, care este mai important decât ce se întâmplă cu noi în perioada dintre moarte și înviere. Mai important decât dacă locuim ca spirit fără trup până la înviere sau dacă vom primi un trup temporar care va face parte din trupul veșnic al credinciosului. Mai important decât lucrul acesta, știți ce e, frați și surori? E pregătirea noastră pentru momentul plecării în veșnicie. Iar în textul nostru de astăzi, Pavel, Sfântul Apostol, asta își propune, să prezinte trei lucruri importante care încep cu aceeași literă, care privesc pregătirea credinciosului, a omului pentru veșnicie. Dacă vrem, când părăsim lumea aceasta, când vom părăsi acest pământ, să ajungem numai decât în locul numit acasă, în prezența Domnului Iisus Hristos, trei lucruri sunt foarte importante. Chiar mai importante decât preocuparea asta teologică, să zic așa. Mă, ce se va întâmpla cu mine când mor? Voi fi până la înviere un spirit fără trup sau voi primi un trup temporar? Nu cred că ar trebui să ne preocupe prea tare problema asta. E treaba lui Dumnezeu. Cum va hotărâ? Ce faci? Pe noi trebuie să ne preocupe pregătirea pentru plecarea în veșnicie. Primul lucru foarte important care privește pregătirea aceasta începe cu litera C. L-am numit cunoașterea. Cunoașterea. Despre ce fel de cunoaștere este vorba? Uitați-vă cum începe textul nostru. Știm în adevăr că, puncte, puncte, este vorba de acea cunoaștere întemeiată pe adevărul Sfintelor Scripturi, cunoaștere întemeiată pe adevărul lui Dumnezeu. Nu pe părerea predicatorului, a pastorului, a unui membru din biserica X sau Y. Aici nu vorbim de păreri și speculații omenești, ci de adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul știm, de la începutul versetului 1, sublinează o convingere fermă și sigură cu privire la ceva ce urmează să se întâmple. Adică cu privire la momentul în care omul va părăsi lumea aceasta.
Observați că nu e o convingere care speră să se întâmple un anumit lucru, ci este o convingere certă că lucrul acela se va întâmpla și că este adevărat. Cunoașterea asta nu este una care speră ca în viitor să se întâmple un anumit lucru, ci este o cunoaștere care are în spate o convingere sigură că așa va fi, așa se va întâmpla. Pavel știa sigur, dincolo de orice îndoială și dincolo de orice speculație, că la plecarea lui din această lume are în cer o... Era sigur Pavel de lucrul acesta, vă întreb. Dragul meu, eu vreau să te întreb astăzi, tu ai, când pleci din lumea asta, ceva în cer? La plecarea din lumea aceasta, tu ai o casă acolo? Sau nu e sigur de lucrul acesta? Vedeți, apostolul Pavel ne spune că trupul nostru este casa noastră pământească, e ca un fel de cort. Un cort nu este o locuință permanentă, nu este un adăpost foarte trainic și durabil, ci este un adăpost portabil pentru călători, pentru oamenii care se mută dintr-o zonă într-o altă zonă. Adesea în concedii, în vacanțe, alții au spiritul acesta de a călători foarte mult. Cortul, care este asemănat cu trupul actual al omului, este trecător, este fragil, el trece prin uzura și prin greutățile vieții, cu timpul se deteriorează. Știți ce se întâmplă cu un cort? Va? Dar înainte să dispară, ce se întâmplă cu el? Se va distruge. Există câteva lucruri menționate în textul nostru de astăzi de Sfântul Pavel pe care noi trebuie să le cunoaștem, lucruri întemeiate pe adevărul lui Dumnezeu. Primul, mai întâi trebuie să știm că trupurile actuale ale noastre sunt la fel ca și corturile de pe pământ. Oricât de bune ar fi corturile de pe pământ, ce se întâmplă cu el? Au o limită. Se deteriorează, se strică și la un moment dat nu vor mai fi folositoare. Cu timpul se învechesc și se distrug. La fel, trupurile noastre sunt ca niște corturi în ce privește durabilitatea, fragilitatea lor. Suntem vremelnici, oameni buni, suntem trecători. Trupului meu nu-i place să aud asta. Crezi că trupului tău îi place? Vă dați seama, pentru că vreau să subliniez al doilea lucru care trebuie să știm noi, menționat de Pavel aici, să știm că destinul trupurilor actuale este distrugerea, sau dacă vreți, pieirea. Wow! Pe trupul ăsta la care țin eu așa de mult și dumneata, în fiecare zi stai în fața oglinzii de nu știu câte ori, te aranjezi, îl speli, îl îngrijești. Destinația finală a trupurilor actuale este distrugerea. Vedeți? Oricât de minunat ar fi nașterea unui copil, sămânța morții, vă întreb, se află în el de la... Dumneavoastră știți că noi murim în fiecare zi? Noi nu murim numai în ziua X, în anul cutare, când Dumnezeu a zis până aici viața asta. Noi în fiecare zi sunt celule în organismul uman care în fiecare zi ce se întâmplă cu ele? Moartea este asemănată în textul nostru cu desfacerea unui cort. Ideea este următoarea. Viața omului pe pământ are un început și un
Și un sfârșit. Ne naștem ca să trăim și apoi murim. Trupul actual este destinat nimicirii. Deci suntem trecători, trupul ăsta va pieri, va fi distrus. Și ce, Pavel, trebuie să știm ceva, și asta e vestea bună, ceva mai important. Noi știm că trupul nostru actual urmează a fi înlocuit cu ceva mult mai măreț. De aceea Sfântul Pavel spune așa în versetul 2, gemem în cortul acesta plin de dorința să fim îmbrăcați peste el cu... Adică urmează ceva mult mai măreț decât trupul care îl avem noi astăzi. Ce Dumnezeu ne va da și acest trup va fi înlocuit cu acel ceva. Observați, vă rog, cât de mult își dorea Sfântul Pavel locașul ceresc, casa cerească. El gemea în trupul actual, pe de o parte, din dorința de eliberare, eliberare prin moarte de necazurile lumii acesteia, iar pe de altă parte își dorea foarte mult casa cerească, acel locaș ceresc cu care să fie îmbrăcat peste trupul actual. Este vorba despre trupul glorificat ce-l va primi credinciosul în ziua aceea, mult mai măreț, mult mai de preț decât trupul actual ce noi îl deținem. Acel trup va fi conceput special pentru viața din veșnicie, din lumea lui Dumnezeu, din cerul lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile ce noi trebuie să le cunoaștem în pregătirea noastră pentru veșnicie. Trebuie să știm că trupul actual este limitat și fragil. Trebuie să știm că trupul actual va avea parte de distrugere. Și mai trebuie să știm că trupul actual într-o bună zi va fi înlocuit cu ceva mult mai măreț. Vă aduc aminte o întâmplare, am mai folosit-o eu, cu turistul acela din America care a vizitat un rabin la noi în Europa și vizitând rabinul, acest turist din America s-a aștepta venind în vizită la rabin, domne, să aibă o casă mare, să fie bogat rabinul nostru. Surpriza a fost așa de mare că a întâlnit un om cu o singură cameră, un hol, în cameră avea o masă, un scaun, un pat. Și mai mare a fost surpriza că de jur împrejurul camerei avea stive de cărți. Dar nu erau puse pe o mobilă anume, ci erau așa stivuite de jos până sus. Și turistul nostru din America l-a întrebat pe acel rabin, domnule, zice, vreau să vă întreb, pe lângă faptul că am fost surprins, aveți o casă mică, un scaun, o masă, un pat unde vă odihniți, unde mâncați, unde studiați, unde e mobila dumneavoastră? Văd aici de jur împrejurul camerei plin de cărți. Unde vă este mobila? La care turistul din America zice, domnule rabin, nu vă supărați, zice, eu sunt doar în trecere pe aici, pe la dumneavoastră. S-a uitat rabinul la el și a zis, știi ce n-ai înțeles tu de o viață? Și vreau să spun astăzi că și eu în lumea aceasta, pe acest pământ, sunt doar în trecere pe aici. Că așa e trupul actual. Se trece, va avea parte de nimicire, fiindcă Dumnezeu pentru credincioșii lui are pregătit ceva mult mai măreț. Un alt trup care va fi glorificat. Binecuvântat să fie numele. Așadar, în pregătirea pentru veșnicie, primul lucru important de care trebuie să aibă parte un credincios este cunoaștere. Noi nu sărim peste etapa asta. Cum era vorba mai de mult în regimul trecut? Vă aduceți aminte? Adică ca și cum noi pocăiți ar trebui să fim îngrămădiți.
Noi să nu cercetăm, noi să nu cunoaștem, noi să nu fim informați cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu, la ceea ce se întâmplă cu noi. Ce crede și nu cerceta. Și apoi vedea tu ce crezi la urma urmei, dacă ai un crez fondat pe adevărul lui Dumnezeu sau nu. Oameni buni, să luăm lucrurile de la cap al fine. Primul lucru important în pregătirea credinciosului pentru veșnicie este cunoașterea. Așa începea textul biblic de astăzi, că noi trebuie să știm. Să știm ce se întâmplă cu noi, cu trupul actual și ce urmează după aceea. Al doilea lucru foarte important care privește pregătirea pentru veșnicie începe cu aceeași literă, cu litera C. Este credința. Cunoașterea este importantă, zice Sfântul Pavel, dar nu este suficient. Al doilea lucru important este credința. Observați că de două ori Pavel spune în textul nostru, noi suntem plini de încredere. Versetul 6, partea A, versetul 8, partea A, zice, dacă trebuie, așa ca un context a realității, dacă trebuie să părăsim lumea asta, dacă trebuie să se desfacă cortul pământesc, adică să părăsim trupul actual și el va fi distrus, noi suntem plini de încredere. Și uitați-vă la mijloc între astea două versete, versetul 6 și 8. Ce spunea Sfântul Pavel? Că noi umblăm prin... Adică nu ne punem binoclu, vedem cu ochii ăștia de carne, avem așa o vedere în spațiu. Dar ne mai luăm acum și binoclu, să vedem mai bine. Noi viața asta, zice Sfântul Pavel, nu o trăim prin vedere, ci prin... Din păcate, ascultați-mă bine, noi credem la ora aceasta foarte multe lucruri despre Dumnezeu, dar nu prea mai credem în Dumnezeu. Asta o spun din păcate. Am transformat mulți dintre oameni credința într-o părere. Și aud pe românii mei și nu numai, eu cred că, puncte, puncte. Și își dă românul cu părerea. Eu cred așa, altul zice, ba, eu cred puțin diferit, altul și mai diferit. Și am uitat că ea, credința, este centrul vieții spirituale. Scriptura spune că cel neprionit va trăi prin... Și Pavel spunea că viața pe care el o trăiește acum, după convertire, o trăiește în credința... În cine? În Domnul Iisus Hristos. Adevăr luat în textul nostru de astăzi. Noi suntem chemați să umblăm prin credință. Și apropo, vreau să vă amintesc ceva. Spuneam și la seara prelungită, Dumnezeu ne-a dat două daruri fundamentale cu care a binecuvântat viața noastră. Primul este darul credinței și al doilea dar foarte important este darul libertății. Am fost creați liberi pentru a putea alege să-L iubim pe Dumnezeu. Și oameni buni, frații mei, fără darul libertății, iubirea adevărată n-ar fi fost posibilă. Fiindcă orice act de iubire adevărată implică un act de alegere liberă. Cum te-ai simți să fii forțat să-ți iubești soțul? Obligată. Sau să fii forțat să-ți iubești nevastă. Cum te-ai simți? Sau e vorba asta în popor, să-ți bage cineva, ești tânăr, să-ți bage pe gât, cu ghilimele, o fată. Mă, neapărat să te căsătorești cu fata asta și să o iubești. Și tu să n-ai niciun fel de sentiment. Orice act de iubire autentică implică un act de alegere liberă. Vreau să vă spun astăzi că doar un om pe deplin liber îl poate iubi cu adevărat pe Dumnezeu și doar un om care îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat este pe deplin liber. Însă știm ceva, că omul fără Hristos nu trăiește libertatea adevărată.
fiindcă este rob. Captivitatea păcatului nu-i permite omului să-L iubească pe Dumnezeu, iar neiubindu-L pe Dumnezeu, ne spune cuvântul Său, omul, indiferent cum îl cheamă și pe ce stradă locuiește, nu va ajunge niciodată liber. Și nu va trăi niciodată adevărata libertate ce oferă Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu ne-a oferit doar darul libertății și spuneam că mai important decât darul acesta este darul credinței, despre care Sfântul Pavel amintea în Efeseni 2:8 că și prin har am fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este... Opa! Păi stai mă omule, mă întreb pe mine, n-am niciun merit că sufletul mi este mântuit? Păi dar ce? Eu am lucrat harul lui Dumnezeu? Eu am pregătit darul acesta special, numit darul credinței? Ba chiar să nu se încurce careva, Sfântul Pavel a zis, nu prin fapte e mântuit omul, ca să nu se... Adică să nu umblăm cu steagul după noi, să ne lăudăm. Uite ce am realizat eu, uite ce am făcut. Fără această credință, inima omului va rămâne închisă veșnic. Omul, știți cum va fi fără credință? Ca o salamandră dintre aceea de peșteră, care la început vedea ea cum vedea, dar după ce a stat în beznă, în întuneric, în peștera respectivă, se spune despre salamandrele acestea că ajung să-și piardă complet vederea. Știți că la fel, ești un om fără Dumnezeu și fără credință în Dumnezeu, complet orb din punct de vedere spiritual. Să mă scuze cei care sunt așa și poate ne urmăresc pe internet. Nici nu știu dacă e bine să-mi cer scuze. Eu nu vreau să ofensez pe nimeni, am respect pentru toți oamenii. Eu predic Evanghelia lui Dumnezeu astăzi. Adevărul este acesta, că un om fără credință în Dumnezeu e orb din punct de vedere spiritual. E ca o salamandră de peșteră. Asta nu vede pur și simplu la propriu că trăind în beznă și-a pierdut complet vederea. Iar un om care trăiește în întunericul spiritual a acestei lumi, fără Dumnezeu, fără credință în El, ajunge orb. Oameni buni, trecerea de la pământesc la duhovnicesc, de la o viață veche la una nouă, e posibilă doar prin credință. Într-un stil unic, vreau să vă prezint întâmplarea aceasta despre această transformare a omului vechi într-un om nou. Într-un stil unic, Giovanni Panini afirma următoarele, vă citesc. Omul este o fiară ce trebuie să se schimbe în înger. Este tină, gata să se prefacă în du. De învinge fiara, omul coboară mai jos ca fiarele, căci pune moaștele minții sale în slujba bestialității. De învinge îngerul, omul se face de o seamă cu el și în loc de a fi glotaș de rând al oștirii lui Dumnezeu, are parte de dumnezeire. Știți cum spunea unul dintre apostoli? Că noi am dobândit o fire de care? Dumnezeiască. Știți cum se poate produce transformarea aceasta? Despre care amintea Giovanni Panini, doar prin harul divin, doar prin prezența Duhului Sfânt în acea persoană și de asemenea, doar prin credința din inimă. Credința în Dumnezeu, acum să vă parafrazez, schimbă o fiară în înger. Schimbă carnea în du și inima de piatră în inimă de carne. Binecuvântat să fie Domnul! Dacă în credința idolatră, preocuparea cea mai importantă pentru om sunt idolii și apoi persoana lui, în umblarea în credința adevărată, persoana cea mai importantă devine Domnul Dumnezeu!
focusul omului care umblă în credință adevărat, ținta omului, este persoana lui Dumnezeu. De aceea vreau să știți că în lipsa credinței în Dumnezeu, El nu înseamnă nimic pentru noi. Iar în lipsa lui Dumnezeu, credința nu poate exista. În lipsa credinței în Dumnezeu, Dumnezeu nu înseamnă nimic pentru noi. Nimic. Iar în lipsa lui Dumnezeu, credința nu poate pur și simplu exista. De aceea Pavel ne învăța, ne încuraja, se dădea pe el exemplu și pe colaboratorii lui și ne spunea: mă, oameni buni, în viața asta noi suntem chemați să umblăm prin credință. Ce anume îți dă puterea să înfrunți viața în prezent? Să nu spui că toate lucrurile sunt roz și că cerul doar senin. Știi ce îți dă puterea să înfrunți viața în prezent? Știi ce îți dă puterea să privești dincolo de ceea ce se vede cu ochii ăștia de carne? Pe lângă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în cel credincios, este și darul acesta special al credinței. Prin credință. Noi nu luăm viața asta în piept, vorba unora dintre români: dom'le, iei viața în piept. Păi și la o adică te trântește viața asta de pământ, că în spatele vieții se află cineva și că ești acolo în țărână și în noroi și nu te poți ridica din praful țărânei. Și mă, dar cu Tărescu a fost cineva, uite, a ajuns pe cul, pe glorii. Domnul l-a trântit viața cu fața de pământ. Noi dacă ne luăm viața în piept, cu ghilimele, dacă reușim să înfruntăm viața în prezent, e că ne ajută Duhul lui Dumnezeu și că noi locuiește credința adevărată. Binecuvântat să fie Domn! Așadar, al doilea lucru important ce privește pregătirea pentru veșnicie este credința. Credință. Primul am numit cunoașterea, al doilea credința. Dar mai există unul. Începe cu aceeași literă, cu litera C, și anume comportamentul. Păi spuneam mai devreme un pic că mântuirea este prin har, prin credință. Și atunci cineva ar putea să zică: păi mai e important comportamentul meu ca om? Dacă Dumnezeu bunuțul și drăguțul o găsi de bine să mă mântuiască prin har și o trimis și fiul să moară pe crucea Golgotei pentru mine păcătosul și mi oferă darul acesta al credinței, adică îmi pune totul la îndemână pe tavă, cum am zice noi, mai este important comportamentul? Iau zis de ce este, versetul 9 și 10, de aceea ne și silim să-i fim, asta cu ce are de-a face? Are și cu credința, să nu spuneți că nu. Are și cu cunoașterea, dar în mod expres cu ce are de-a face. Știți cum am putea traduce aici cuvântul? De aceea ne și silim să avem un comportament ireproșabil. De ce este important comportamentul creștinului? Hai să ne uităm pe versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și aici vreau să deschid o paranteză. Aici nu-i vorba de judecata de la urmă, judecata finală. Aici e vorba, luând lucrurile în context, la pasajul de astăzi, de judecata prin care vom trece noi, credincioșii. Și acum ascultați motivul: pentru ca fiecare să-și primească. Opa! Păi cum, un om care are o casă în cer primește răsplată, nu? Dar unul care n-are casa în cer și peste trupul acesta care va ajunge să piară, să fie distrus, vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc. Păi dacă ar fi vorba de nepocăiți aici, ei ar primi vreo răsplată de la Dumnezeu? Dar auziți că se judecă tot ce am făcut în trupul ăsta, nu numai ce am făcut bine.
Știți că Biblia spune despre unii că vor fi mântuiți ca prin... Dar ce se întâmplă cu răsplata lor? Își vor pierde ce anume? Răsplata! Hai să vă dau așa doar un exemplu, să ne imaginăm. Știți că în locul acela, în slavă, unii vor fi puși peste cetăți. Adică va fi o viață activă și acolo. Va fi responsabilitate. Doar că nu vom mai trăi în perimetrul acesta a neputinței, a imperfecțiunii, a slăbiciunilor, a păcatului. Vă întreb așa, vă dau exemplul ăsta imaginar. E tot una să fii în raiul lui Dumnezeu sau acolo să ai încredințat din partea lui Dumnezeu responsabilități de a fi peste puncte, puncte? Și aș putea continua lista asta de exemple, dar nu intrăm în detalii, ne oprim la comportament. Știți că Sfântul Pavel prezintă aici trei lucruri foarte importante care privesc comportamentul credinciosului în această viață? Mai întâi, el prezintă metoda unui comportament plăcut înaintea Domnului. Auziți metoda, versetul 9, a, de aceea ne și... Asta e metoda, ne și silim să fim plăcuți Domnului. Și ce spunea Sfântul Petru când scria a doua epistolă în primul capitol? De aceea dați-vă și voi câte silințe? Toate silințele. Și auziți primul adevăr, ca să uniți cu credința voastră și... Uite cum le leagă Domnul. Numai ce am vorbit de credință și cu credința să unim ce? Fapt, adică comportamentul. Acum ce zici? Hai să luăm niște exemple practice. Dacă ți-ai dat toate silințele și mi-aș da toate silințele, aș mai gândi rău despre fratele meu de credință sau despre sora mea în Hristos, Domnul? Dacă mi-aș da toate silințele. Dacă mi-aș da toate silințele, oare mi-aș mai permite să vorbesc de rău de alții? Și în special de frații mei cu care îl urmesc pe Domnul și împreună slujim același Dumnezeu? Sau, dacă mi-aș da toate silințele, mi-aș pune frâu gurii, aș pune vorba unui frate de-al nostru limba după dinți, aș fi autodisciplinat, rezervat când trebuie. Oare mi-ai vorbi urât cu soția sau cu soțul dacă ți-ai dat toate silințele? Ai mai fi oare, lăsați-mă să fiu deschis, nu prea îmi place să amintesc de la învon, da? Ai mai fi oare robul pornografiei și a lucrurilor care derivă din aceasta dacă ți-ai dat toate silințele? Să placi lui Dumnezeu? Dacă ți-ai dat toate silințele, nu crezi că ai putea să fii mai implicat, mai implicată, mai prezent la casa Domnului, mai prezent la adunare, să fii mai rugativ, mai pasionat să faci binele? Oare dacă ne-am dat toate silințele, ne-ar fi greu să ținem o zi de post sau ne-ar fi ușor? Dar să ne dăm toate silințele. Dacă ne-am dat toate silințele, oare am putea să mergem în vizită la cel bolnav, la cea bolnavă? Nu mă refer aici la frații slujitori care avem responsabilitate și chemare din partea lui Dumnezeu. Mă refer la fiecare membru care e mădular în trupul lui Hristos. Ce zici? Dacă ți-ai dat toate silințele, ai fi un alt om? Un om diferit, un om schimbat, al cărui comportament să placă Domnului, schimbare care se produce, zice Pavel, când înțelege metoda. Metoda e să ne dăm silință. Apoi Pavel nu vorbește doar de metoda comportamentului plăcut înaintea Domnului, vorbește de mediul, tot cu litera M, mediul în care trebuie să fim plăcuți Domnului. Și auziți ce zice el. Care este mediul acesta? Pavel zice, atât acasă, adică în mediul familial, cât și departe de... Adică și în mediul extrafamilial. Noi ce trebuie să facem? Să ne dăm silința să placem cui? Să placem Domnului!
Vă întreb, Iosif din cartea Geneza, a plăcut lui Dumnezeu departe de casă? Dar ce ziceți, cei trei tineri care au fost duși ca sclavi în Babilon, au plăcut lui Dumnezeu departe de casă unde s-au născut și au copilărit? Sau dacă ar fi să ne întrebăm despre Daniel, omul acela prea iubit în ochii lui Dumnezeu, a știut să placă lui Dumnezeu și departe de casă? Acum, dacă tot începe școala mâine, lăsați-mă să avem puțină aplicație. Ce zici, trebuie să fii plăcut lui Dumnezeu și în autobuz sau în tren când mergi sau vii de la școală? Oare trebuie să placi lui Dumnezeu și în curtea școlii și în clasă la ore? Ce zici? Pe terenul de sport, ce ziceți, dragi copii tineri, trebuie oare să placeți lui Dumnezeu? Să-i fiți plăcuți lui? Sau te-o călcat, da, se mai întâmplă, să te și accidentezi dacă faci sport. Ești faultat. Și dintr-o dată vine michiduță la nivelul minții, mă, și așa ai scăpa o înjurătură, ai zice tu vreo câteva. Măcar că e colegul tău de clasă sau din clasa vecină cu care vorba, ești prieten în pauză, vii cu el pe marginea drumului până la școală sau te întorci înapoi de la școală acasă cu persoana respectivă. Dar ce ziceți? La locul de muncă, creștinii trebuie să fie plăcuți Domnului. Da, în concediu. Nu-i rău să mergem în concediu. Are nevoie și trupul acesta actual, care e supus trecerii, se va descompune într-o bună zi, va fi distrus. Are nevoie să iasă din ritmul și tumultul vieții acesteia. Dar oare în concediu, în vacanță, mai trebuie noi să placem lui Dumnezeu sau ne dă Dumnezeu câteva zile libere să ne facem de cap? Ideea este următoarea. Oriunde ne-am afla, în orice context, noi trebuie să fim plăcuți cui? Lui Dumnezeu. Ce Pavel, fie că-s acasă, fie departe de casă, silința mea e într-acolo. Să plac lui Dumnezeu. Și acum ascultați care este motivul, că Sfântul Pavel nu prezintă doar metoda prin care poți să fii plăcut Domn, nu prezintă doar mediul în care suntem chemați să fim plăcuți lui Dumnezeu, prezintă și motivul pentru care trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și au zis care este motivul, fiindcă va veni o zi a socotelilor și pentru pocăiți. Pocăiții nu vor trece prin judecata finală de la urmă, dar există o judecată a credincioșilor, la care face referire Sfântul Pavel aici. În 2 Corinteni, capitolul 5, când faptele noastre vor fi puse în cântar și atunci se va hotărâ ce fel de răsplată primim. Necredincioșii nu se așteaptă la nicio răsplată. Vorba aia, ei sunt dintre ei la mormântare, ei nu spun la revedere, că vorba aia zice, l-ai pus în pământ să descompune, nu mai e nimic. Mulți dintre ei au zice, adio. Adio și de la răsplat. Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, nu L-au slujit pe Dumnezeu, n-au avut un comportament plăcut. Întrebarea e în ziua aceea, când se face evaluarea finală, când vine nota finală, tu ce vei primi din partea lui Dumnezeu? Într-una din nopți, Alexandru cel Mare și-a vizitat, e cu ani mulți în urmă, am citit întâmplarea asta despre el, și-a vizitat garda, soldații care erau în gardă. Și culmea, n-am făcut armata, dar știu de la frate, mi-au mai citit, mi-au povestit și alții, în gardă n-ai voie să dormi, să țipești. Și l-a întâlnit pe unul care dormea în gardă și sentința era una foarte aspră. Trebuia să se dea ordin și să fie omorât. Văzându-l Alexandru, înainte de a lua decizia aceasta, i-a zis,
soldat, care este numele tău? Ăsta s-o trezi buimac de cap, o pleca capul în jos după ce l-a văzut pe Alexandru cel Mare și a zis, vă rog să mă iertați, majestatea dumneavoastră, iertați-mă, vă rog, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, am ațipit. Ce eu te-am întrebat care este numele? Și el cu capul plecat de acolo a zis, Alexandru, majestatea dumneavoastră, Alexandru mă cheamă și pe mine. Făcându-i să milă de el, că purta același nume, în loc să ia decizia ca acela din gardă care dormea să fie ucis, i-a zis, îți dau o șansă, ori îți schimb comportamentul, ori îți schimb numele. Asta e șansa vieții tale. Și istoria spune că acel soldat și-a schimbat comportamentul, și-a schimbat viața. N-a mai dormit niciodată în gardă. A devenit un altul. Dumnezeu nu ne cheamă să ne schimbăm numele. Doar dacă ești necreștin, te cheamă Domnul să devii creștin, un urmaș al Lui. Dar ne cheamă Domnul să ne schimbăm viața și sigur cine schimbă viața devine creștin. Un urmaș al Lui Hristos. Cum să ne pregătim pentru veșnicie? Concluzie. Care sunt pașii necesari? Primul este cunoașterea. Trebuie să știm că trupul actual este fragil și trecător, vremelnic. Trebuie să știm că trupul actual va avea ca destinație distrugerea. Și trebuie să știm că trupul actual va fi înlocuit cu altceva mult mai măreț. Vom primi trupuri glorificate. Binecuvântat să fie Domnul! Al doilea pas în pregătirea pentru eternitate este credința. Credința ne dă curaj, în primul rând, de a înfrunta viața în prezent. Apoi credința ne ajută să privim dincolo de lucrurile care se văd. Și apoi credința ne dă puterea de a ne dori mai mult cerul decât pământul. Credeți că întâmplător Sfântul Pavel a zis că ar vrea mai mult să... Ce își dorea Pavel mai mult, pământul sau cerul? A zis Pavel că el umbla prin credință și își dorea mai mult cerul decât pământul. Și ultimul lucru e comportamentul. Ne-a lăsat Dumnezeu o metodă ca să fim plăcuți, un mediu în care să fim plăcuți. Și există un motiv pentru aceasta. Vom trece într-o zi pe la judecat. Se va face evaluarea faptelor noastre și Dumnezeu va zice, cu tare va primi răsplata cu tare. Cu tare va primi răsplata cu tare. Cu tare, auzi, mântui ca prin foc, dar își va pierde răsplata. Și pentru că ne pregătim pentru veșnicie, fiind în trecere pe acest pământ, spre lumea de dincolo, noi avem o cântare care spune, casa noastră e sus, casa noastră e sus. Haideți să ne ridicăm. Pregătită de Domnul Iisus. Dintre toate ce sunt, nu-i nimic mai iubit decât mielul de Tatăl jertfit. Din toată inima să cântăm.